Sâmbătă după amiază, un incendiu a izbucnit în comuna argeșeană Bogați. La fața locului s-au deplasat două echipaje cu două auto speciale de stingere și un echipaj smurd. Incendiul s-a manifestat la o anexă gospodărească pe aproximativ 30 de metri pătrați. Nu au fost victime. Au ars elemente de mobilier și materiale textile. Incendiul a fost anunțat de către un localnic. Cauza probabilă a fost efectul termic produs la nivelul unui conductor de electricitate.